Era puțin înainte de ora 4 dimineața când individul mascat a atacat. A intrat peste mine, peste copiii mei, mi-a violat fata, mi-a omorât bărbatul. Pe mine m-a legat cu un cablu și m-a pus în baie cu ăștia doi mai mici și mi-a violat fata aia mai mare. A venit după aia în baie și mi-a zis, dacă țip sau ceva, mă întorc și te omor. Se pare că tatăl a încercat să-și apere fata cea mare și atunci a fost ucis. Soția spune că individul mascat a spus că vrea răzbunare, dar că nu avea niciun motiv. A zis că a avut o relație sexuală, soțul meu cu nevasta lui, i-a distrus viața și a venit pornit. Mi-a zis că cu mine nu are nimic decât că vrea să violeze pe cineva ca să se răzbună. Unul dintre vecini era treaz la acea oră pentru că își condusese o rudă care pleca. Acum spune că nu a auzit nimic. Aveștea că era bagajul la mașină. Ce oră era? 3:15. Am încărcat la mașină și la 3:20 a plecat. Nu s-a auzit nimic, niciun zgomot, nici nimic. De obicei, soția lui, când se mai certau așa, s-aude toată strada când vorbesc. Dar acum nu s-a auzit nimic. Chiar nimic, nimic. La 4 fără 10 ani, venit salvarea cu sirene. Am auzit că a fost legată soția victimei. Fata cea mare a fost violată, iar copilul de 10 ani de zile, vă dați seama că e traumatizat, cred că are nevoie de consiliere psihologică. Ne-a îngrozit și pe noi, cred că tot orașul Năbodare e îngrozit de această crimă. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Suntem șocați. Polițiștii și procurorii au cercetat în amănunt casa în care a avut loc atacul pentru a-l identifica pe criminal și a stabili de ce a pus la cale atacul. Erau niște oameni obișnuiți, munceau. A avut conflicte cu cineva? Niciodată. Din ce știu eu, niciodată nu au conflicte. Nu. Era un om foarte liniștit la treaba lui, nu consuma alcool. Eu cred că este vorba despre ore, nu zile, ore în care suspectul va fi reținut. Aici vorbim de un caz izolat, într-o locuință a intrat un dezaxat, că nu pot să-i spun altfel, și a făcut ce a făcut. Există deja un cerc de suspecți, însă procurorii nu au dat deocamdată mai multe detalii despre următorii pași în desfășurarea anchetei.